Teodosie, pentru frumosul cuvânt, a spus cu toată inima către noi să nu uităm cine a fost Mihai Eminescu. El reprezintă, cu adevărat, e simbolul, de fapt, culturii românești per ansamblu. În la tradiția voastră. Acum aș vrea să facem în ordine asta, nu știu dacă ea corespunde, se pare, cu ce am pus în program. Domnul profesor Ion Constantin, care are ce să ne spună. Nu numai ca istorie și ca diplomat, a bătut bine Basarabia, să zic și Bucovina, și Ucraina, și Polonia, spațiul ăsta care are multe probleme astăzi. Și, pe ansamblu, știe mult despre românii de pretutindeni. Nu trebuie să ne uităm la locuințe, uităm și la românii de acolo. Și numai de acolo, și din Balcan, și din Ungaria, și în alte părți. Noi, românii, de fapt, statul român, nu românii, a cam uitat. Să știți că vreau de intervenică, și nu mai spun vreau de aceasta, care vorbea în altul cu Mihai Eminescu, vreau de sfârșit de secolul 19, a existat și o preocupare pentru românii aceștia. De aceea au și venit imagine de românii, în bună parte, un valur către România, pe motivul ăsta, că au găsit aici niște și pace și s-au retors la ea acasă după 1000 de ani, poate mai mult de 1000 de ani. Dar acum mai e pauză, bate vântul. Vă spun sincer, eu am fost în aceste, eram în cadrul public, românesc, în sfârșitul anilor 90 și le-am bătut cu piciorușul. Mașina, mă rog, era guvernului, reprezentant guvernul României. Dar mi-a fost frică să ajung în Ucraina asta cu alte probleme și să aud comunitățile românești, vă spun lucru care nu le știți, Lapșa de sus și de jos, comunități care erau pan-ortodoxe, au fost luate de ucrainieni, mă rog, și acolo erau pan-jehoviste, după zeci și zeci de ani. Și când am pus problema la autoritățile și ale statului și ale bisericii ortodoxe ucrainiene, de fapt, aparțineam de Moscova în momentul acela, de ce așa? Pentru că aici ateismul a fost în floare. Dar s-a pus și problema că statul român, cum asta spuneau românii, nu spuneau autoritățile de acolo, statul român n-a făcut aproape nimic după 90, pentru românii de acolo, ales din Transcarpatia, care a fost românească, atenție, ungurească, e altă problemă, istorie, săpătura deci de 1000 de ani, peste 1000 de ani. Deci, iată, sunt mici lucruri care trebuie să le avem în vedere. Oricum, o să vorbească mult mai mult și mai bine decât mine, că a trăit și a scris mult, adică fiecare a scris câte ceva, așa, dar dânsul chiar a scris monografii despre mari personalități din Basarabia și Bucovina și vreun nevânt s-a legat și de istoria acelor popoare etniști, eu ce, de acolo, care astăzi sunt într-o mare dezordine conflictuală, militară, dar și morală. Pentru noi e un semnal. Să sperăm că vom ieși cu bine, dar numai cu ajutorul Dumnezeu și al Maicii Domnului. Altfel nu avem nicio șansă. Dacă Dumnezeu ne pune mâna în cap, suntem, nu mai suntem. Da.